șansele după aceste rezultate? S-au compromis, dar este foarte dificil acum. Trebuie neapărat să luăm 4 puncte în următoarele meciuri. S-au complicat lucrurile și pentru că Spania nu ne-a ajutat prea mult așa cum ne așteptam, măcar să obțină un victorie. Cu siguranță și-au dorit și ei să câștige, nu au putut. Așteptăm meciurile următoare și sperăm să obținem cele 4 puncte, ce pot să zic. A fost, a jucat și a dat gol. Nu înțeleg ce vreți să insinuați. L-a chemat, a jucat foarte bine, a dat două goluri și cu asta basta. Cum era atmosfera în vestiar, o tristețe? Este normal când iei gol minutul 93 să fie tristețe, dar avem în continuare șanse și trebuie să credem în ele până la capăt. De ce nu? Am fost aproape să învingem Norvegia și eu cred că sunt de aceeași valoare. Și de atmosfera din tribună, 30.000 de copii, un record mondial pentru echipa celor. Superb, n-am ce să zic mai mult, superb. Care a fost cel mai emoționat? Pe toată durata partidei ne-au susținut, a fost super, ce pot să zic, o atmosferă de vis. Da, pe toată durata meciului. A fost așa ca de la extaz, la agonie, mai întâi a egalat la Spania și la un minut am luat noi gol. În acele momente eram cu victorie. Voi a reușit să se aflați? Nu, am aflat abia după meci. Din păcate n-am reușit să câștigăm. Gata, meciul a trecut, trebuie să ne gândim la următoarea dublă. Ce ar însemna să ne ajungem la campionatul european pe care chiar noi îl organizăm în România? O dezamăgire, pentru că ne-am dorit foarte mult și eu cred că am arătat la fiecare meci o atitudine potrivită. Ar fi păcat să nu participăm când este organizat de noi. Te-a surprins vreo echipă care s-a calificat deja la campionatul european și nu te așteptai să fie acolo? Sincer, nu știu ce meci s-a jucat în seara asta. Nu știu exact cine s-a calificat și cine nu. Ce trebuie să facem pentru o victorie cu Suedia? O victorie foarte importantă. În plus, nu știu, astăzi am dat totul. Cred că s-a văzut că toți ne-am dorit să câștigăm. Am dat totul, am regat 95 de minute, dar nu s-a putut mai mult. Gurile mele spun că am învins doar Malta și Feroe și n-am reușit să învingem și echipele de sus. Nu trebuie să băgăm acum în seamă toate declarațiile unor oameni, pentru că chiar dacă unii zic așa, nu este, tot timpul este transcris altfel în presă. L-ai simțit pe fruștat afectat? Normal, când ratezi un penalti, normal să fie afectat. Dar se întâmplă, nu să mai ratezi un penalti. Atunci spunea că n-ar fi trebuit să fie copii în tribune, că cumva nu este. Dacă UEFA a decis să jucăm cu copii în tribune, ne-a permis lucrul acesta, de ce să nu o facem? Sunt șansele după rezultatele din această seară? Nu. Trebuie să batem Suedia și după mergem cu încredere să luăm un punct în Spania. Cum a fost faza pe care l-am luat? Cum a fost? Centrarea de pe dreapta și da cu capul gol. N-ați văzut faza? Nu știu. Aveți ceva să vă repușați? Nu, nu avem nimic de repușat. Cu toții am dat tot ce am avut mai bun. Din păcate, n-am luat toate cele 3 puncte. Crezi că e un rezultat corect sau meritam victoria? Consider că meritam victoria, dar în fotbal se întâmplă să n-ai parte de ce meriți. Suedia. Vă dați seama că ne va fi... Vă dați seama că ne va fi foarte dificil. Suedia, pentru campionatul mondial, a eliminat Italia la baraj. O echipă foarte bună, dar dacă vrem la Euro, trebuie să demonstrăm și trebuie să câștigăm împotriva Suediei. Cum am făcut-o și cu tineretul, când ne dădeam nicio șansă și am mers în Portugalia și am câștigat, așa trebuie să facem și acum la echipa mare. Cât de emoționat a fost momentul în care au cântat 30.000 de copii? Da, a fost un moment emoționant. Vă dați seama. Nu am vrut decât să-i răspătim, să plece mândri acasă. Felicitări pe copii în această seară, însă n-a fost suficient. Da, n-am putut să le oferim bucuria maximă, să spun așa, am făcut un egal, dar pentru noi a fost o seară minunată să-i avem alături de noi, au fost incredibili. Pot să spun că mi s-a zburit pielea pe mine când au început să cânte imnul.
dar din păcate am scos un egal. Sperăm ca al meciul următoare să scoatem tot ce ne trebuie pentru a ne califica la Euro. Ai reușit un nou gol, se pare că nu fost orar, era problemă. Nu, acum am simțit mult mai bine, am avut mult mai mult timp de odihnă, din cauza aceasta am și jucat bine. Putem să învingem Suedia? Dacă până acum am obținut rezultatele acestea? Acum am învins astăzi Norvegia, putem învinge și Suedia. Am jucat cu ei, am văzut că nu sunt o echipă de speriat, de ce nu? Ne-am învățat așa tot timpul să fim pe ultima 100 de metri, pe un cheie de cuțit? Sper ca tot timpul să fie așa, să fim pe ultima 100 de metri, să ne calificăm la Euro. Asta e important, să ne calificăm la Euro. Care sunt calculele tale în acest moment? No, trebuie să ne ducem în Suedia să câștigăm, iar cu Spania trebuie să scoatem un minimum egal. E puțin că în această grupă am bătut doar pe Feroe și pe Malta? Nu, no, de ce să fie? Puțin suntem acolo să ne calificăm la Euro. N-am avut șansă în această seară, dar mergem să jucăm meciurile care au rămas. Tot stadionul s-a schimbat numele, a repetat rândul. Cum a fost? Este incredibil. Poate acești copii peste anul să ne reprezinte la un campionat european sau un campionat mondial, de ce nu? Vreau să le mulțumesc pentru tot ce a făcut în această seară. Au parcurs mii de kilometri să fie alături de noi și le mulțumim prin această cale. Voi ați știut că am fost pe locul 2 în această seară? Nu, la final am aflat. Ce a simțit în momentul în care ați știut că am fost și pe locul 2? De asta mă gândeam bucurat, dar când a venit golul n-a mai fost așa bucurie. Cine trebuia să execute penaltul? Că a părut că nu Pușcaș, nu știu. Mister decide. Crezi că vei fi chemat în continuare la echipa națională după aceste două meciuri în care ai fost om de bază? Da, de ce nu? Am marcat două goluri, am jucat bine, mi-am făcut treaba bine. Aștept și la meciul următoare să fiu convocat. A fost oarecum și presiune pe tine? Fiind chemat după tot ceea ce s-a întâmplat, trebuia să demonstrezi că meriți să fii la echipa națională? Da, dar n-am fost niciun fel de scandal. Eu am venit, mi-am făcut treaba, am jucat foarte bine. Vă dați seama că foarte multă lume se așteaptă la mine să dau goluri, cum o fac în America. Am făcut-o și în acea seară și sunt foarte bucuros. Pleci mai liniștit? Da, sunt mult mai liniștit. Dar mă dați seama că o victorie eram mult mai liniștit în acea seară. Ai ieșit accidentat, epuizat, ce s-a întâmplat? Nu mai putem fizic. Câte ai alergat? Vom vedea zilele următoare. Ai demonstrat că tu ai fost mingicarul astăzi? La ce gol ai dat? Nu știu. Am marcat, vă dați seama, nu sunt extrem de bucuros. Sunt bucuros că am marcat, dar era mult mai importantă victoria. Agonie la extaz în câteva minute? Da, din păcate că luăm gol în ultimul minut, așa se întâmplă mereu. Suferim și, din păcate, asta doare mai tare că e în ultimul minut. Cum te-ai simțit în acel moment? Penaltiul cu 30.000 de copii în spate? Emoționant. Simțeam că dau gol, de-aia am și luat mingea și din păcate am ratat. Mai sunt și momente de astea, mi-asum responsabilitatea pentru că fiecare atacant poate să rateze un penalti și cred că trebuie să trece peste momentele astea. E adevărat că Stanciu era cel de semnă să bată penaltiul? Da, el era inițial, am vorbit cu el, am luat mingea, mi-am asumat responsabilitatea să bat, mi-o asum și acum că am ratat și asta a fost. Per total, după aceste două meciuri, cu ce rămânem? Cu ce să rămânem? Ne rămâne decât să ne uităm la următorul meci, să fim concentrați, să dăm totul și să batem. Asta ne-a mai rămas. Ne așteptam să ne ajute Spania mai mult, totuși. Toată lumea s-a așteptat, dar nu trebuie să stăm în echipe. Dacă noi băteam sau dacă noi batem, cred că eram la mâna noastră. Dar, din păcate, asta a fost și trebuie să continuăm să mergem mai departe. Atmosfera între cei 30.000 de copii, cum s-a făcut? Superbă. Le mulțumim și au făcut sacrificii să vină de peste tot. Incredibil. Au făcut o gălăgie incredibilă, vă dați seama ce frumos a fost. Suedia este totuși favorită să se califice în fața noastră, ținând cont de meciul facil pe care îl vor avea în momentul. Nu știu dacă e favorită, vreau să mă gândesc la meciul cu ei, să-i batem și să vedem ce se întâmplă luna viitoare. După ce rata penaltiul, selecționerul a avut o ieșire grosolană la adresa ta, fă puncte, morții, mătii, Pușcaș. Nu știu, probabil de la nervi, era presiunea prea mare. Asta se întâmplă în fotbal și trebuie să mergem mai departe. Dan Petrescu, pentru astfel de reacție, a fost suspendat destul de drastic. Ți se par normal astfel de ieșire a antrenorilor la adresa voastră a jucătorilor? Nu știu, nu mă întrebați, n-am mai avut de-a face cu așa ceva, dar cred că misterul de la tensiune și de la presiune probabil le-a reacționat așa. Dar ți se par normal astfel de ieșiri ale unui antrenor la adresa? Ți-am spus, nu pot să-ți răspund la asta pentru că nu știu ce mi se pare normal. Trebuie să mă concentrez pe teren, ceea ce am de făcut. Ok, meciul s-a terminat. Vorbesc doar acum. Altă întrebare, vă rog. Okay.
prisma ocaziilor avute și meritam să câștigăm. Însă, cum noi în meciul tur am reușit să egalăm pe final, se pare că din nefericire pentru noi roata s-a întors și au reușit și ei să ne egaleze. Încă avem șanse. Cum le sigur, avem șanse, clar. Cert era că chiar dacă câștigam în această seară, noi trebuia să câștigăm împotriva Suediei. Deci, momentan nu s-a schimbat nimic. Va trebui să câștigăm împotriva Suediei și pe urmă, bineînțeles, să mergem în Spania cu încredere, cu atitudine, cu sacrificiu și să încercăm să luăm cel puțin un punct ca să putem să ne calificăm. Norvegia și Suedia au luat câte un punct Spaniei, noi de ce n-am putea? Sigur, putem. Puteam și aici acasă, chiar dacă nu a fost un joc spectaculos din partea noastră, consider că nimeni momentan în lume nu joacă spectaculos împotriva Spaniei, însă până la urmă rezultatul e cel care contează. L-ați încurajat pe Pușcaș? Bineînțeles, nu se pune problema. George e un băiat extraordinar, un băiat care dă totul pentru echipă, se poate întâmpla să rateze penaltul, nici nu se pune problema. Nici nu s-a discutat niciun moment despre ratarea penaltului în vestiar. Cum e să joci cu 30.000 de copii în tribune? A fost sincer ceva extraordinar. Vă spun sincer, când am văzut cum cântă imnul, mi s-a ridicat pielea. Deci a fost ceva fantastic. Cosmin Cătrea și plâns la momentul intonării imnului. Sincer, chiar cred că și unul dintre noi acelea sentimente și nouă, vă dați seama, a fost mai emoționant ca niciodată.